Doamne, ajută, iubisca din ciorș, bine am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumă Spirituale. Astăzi am așa o mare, mare, mare bucurie, pentru că de mult doream să-l am interlocutor în emisiune. Am și avut ocazia, n-am prea avut curajul, până la urmă mi-am luat inima în din și am avut și prilejul. Prilejul mi l-a dat cel pe care ieri l-am prăjnuit Sfântul Iacin de la vicina. Și iată, pentru acest subiect discutăm astăzi deci despre Sfântul Iachim de la Vicina, cu cel pe care de mult îl doream în studio, Părintele Stelian Costea, Părintele doctor Stelian Costea, să bine ați venit! Doamne ajută, bine v-am găsit! Bine v-am găsit, iubiți prieteni și telespectatorii acestui post de televiziune pe care l-am urmărit destul de des și vă mărturisesc sincer, Părinte, că v-am urmărit emisiunile atât cu Părintele Iustin, Părintele Stareț de la Ioan Casian, cât și cu cât și celelalte emisiuni. Și să știți că mi-a produs o bucurie faptul că am putut să urmăresc aceste emisiuni, pentru că m-a canalizat mai bine pe o frecvență duhovnicească a luminii, fiindcă atunci când vorbim despre Cuvântul Lui Hristos, automat vorbim despre lumină, despre liniște, despre tihnă, despre echilibru. Așa că vă mulțumesc mult pentru invitație. Mă emoționați deja că vorbiți despre lumină un om care... Vorbește despre lumină doar din minte, nu ca noi, din cunoașterea cea din frage de pruncie Nu are, după cum ați și sesizat unii, îl și știți de, deja pe părintele Stelian, nu are această cunoaștere a luminii fizice. O gândește, o simte, dar nu o vede. O simte cu sufletul, o gândește cu mintea, dar cu ochii nu o vede. Așadar, pentru început aș vrea să facem puțin cunoștință cu Părintele Sterian, Sterian Costea. Cine este Sterian Costea? Cine este Părintele Sterian Costea? Este extrem de dificil să te prezinți. mai arest... nu suntem doi prieteni care se cunosc și e normal să se întâlnească, să facă cunoștință. Absolut, da. Și prietenii noștri sunt în egală măsură telespectatorii noștri, iubiții am. noștri credincioși și evident că vorbim așa ca și cum am stat la o masă într-o familie exact. ortodoxă extinsă. Uh, Pot să spun despre mine că am aproape 42 de ani. Nu sunt să uh, dea natos. Dumnezeu, vă mulțumesc mult să rămâna. Sunt absolvent de drept, psihologie și teologie. Trei licențe. Da, trei licențe. Uh, sunt masterand în drept european, drepturile omului, imperativul nediscriminării, comunicare și relații publice și teologie biblică și am făcut și un doctorat în teologie. în teologie. Glumeam cu cineva spunând că mai am puțin și ies la pensie din facultăți. Evident că nu vreau să se perceapă asta ca o laudă, până la urmă e doar o colecție de diplome. Important este cu ce rămânem în suflet, ce ne împropriem în inimă, ce ne împropriem în minte. Am această deficiență vizuală din naștere, sunt nevăzător din naștere. O să se întrebe probabil și telespectatorii cum este să fii nevăzător și pot să le răspund că pentru mine este ceva firesc, este normalitatea, este naturalețea lucrurilor, este firea lucrurilor. Pentru că dacă te-ai născut așa și dacă nu ți-ai pierdut vederea pe parcurs, șocul nu este la fel de mare ca și cum ți-ai pierde vederea pe parcurs. Am o prietenă care și-a pierdut vederea în timpul cam pe la 20 de ani și mi-a mărturisit, da, mi mărturisit că a avut un șoc extrem de mare, extrem de pronunțat. În rest pot să spun că am făcut școala în mediul normal, nu într-o școală specială, deci școala de masă. M-a atras teologia pentru că știți foarte bine și ați vorbit în multe emisiuni despre asta, părinte, mai ales când analizați Patericul, faptul că Sufletul Omului este atras de gravitația de sus, de gravitația inversă. Trupurile sau obiectele mai grele sunt atrase de gravitația firească, legea gravitației, Sufletul este atras de gravitația inversă, adică de Hristos. Și în teologie mi-am găsit liniștea, în alt Sfințitul m-a hirotonit, sunt preot, așa că am această bucurie și am o bucurie suplimentară extrem de mare de a fi astăzi împreună cu Sfinția voastră și cu telespectatorii noștri. Da, de multe ori când vedem un om nevăzător ne gândim cum face, cum merge. Ei, astăzi am avut așa o revelație, pentru că mi-am întâmpinat așa cum se și cădea de altfel musafirul la intrare și l-am condus. Zice Părinte, nu mergeți cu grijă cu mine. Mergeți normal, mergeți cu... firesc, așa că eu mă iau după dumneavoastră. Am fost tare surprins să văd cât de minimală este nevoia de a fi ajutat a unui nevăzător. Este mai, mai puțin împovărătoare decât ne-am putea crede pentru unul care să-l ajute. Bine, asta dacă și cumva nevăzătorul este un om deschis la minte și la suflet și care își dorește să fie atras în sus, în verticala asta. Dacă funcționează această gravitație divină și îl trage și omul se menține în verticalitate. Avem în Părintele Stelian un om atras de Dumnezeu, bine ținut în verticală și vom vedea asta și pe parcursul discuției de astăzi, pe care na, ne-a pricinuit-o, cum spuneam, Sfântul Iachind de la vicina sau de vicina. Chiar am putea pleca de aici? De ce de sau de la? În funcție de numele, de așezarea, de localități și prepozițiile folosite, se poate vorbi de despre. Prepoziția de în momentul în care vorbești de cineva care a păstorit o anumită regiune, o anumită zonă, un anumit perimetru, un anumit areal geografic, sau de la identificându-l cu locul respectiv, cu locul slujirii, cu locul arhipăstoririi respective. Despre sfântul. Nici una nici cealaltă. Nici una nici cealaltă, exact. Se poate, se poate identifica o, o persoană, un uh, uh, metropolit, Iera. un ierarh, exact cu ambele formulări pentru că în acest fel se produce o localizare mai exactă, se știe uh, exact unde a fost o identificarea persoanei, identificare persoane, exact, a da, uh, locului, apropo că tot ați zis asta. A locului, da, uh, da. Vicina, vicina. este uh, aici au fost mai multe controverse, prima dată s-a vorbit despre faptul că ar fi o localitate în Albania, istoricii au demontat această versiune, această versiune a căzut. Apoi s-a vorbit că ar fi în zona Dervent. Circulă această variantă, că ar fi fost în zona Derventului. Alții spun, și e varianta cea mai acceptată, cea mai plauzibilă, că este o insulă foarte apropiată de Isaccea sau însăși localitatea Isaccea de astăzi, oricum în perimetrul, în zona localității Isaccea. Deci circulă mai multe variante cu privire la amplasamentul, la situarea acestei localități. Cert este că Sfântul Iachind a fost mitropolit de vicina. A fost Mitropolit de vicina între uh, 1348 și 1359 și a, a urmat ca Mitropolit, a urmat în scaun, scaunul Mitropolitan altor uh, Mitropoliți, Teodor, Macarie, Luca și Chiril, ultimul Mitropolit de dinaintea lui. Această mitropolie a fost înființată înaintea secolului, celui, uh, celui de-al 13 lea secol, înainte de secolul XIII, iar Sfântul Achint și-a pus amprenta asupra acestei mitropolii numai că ea fiind invadată și prădată de către tătari, și apoi asta întâmplându-se în 1338, iar în 1352 trecând sub stăpânire genoveză, firește că Sfântul Achint. S-a a, -a mutat la curtea de Argeș devenind primul mitropolit ar, al Ungrovlahiei, al țării românești. Deci am putea spune că este ultimul mitropolit de vicina și, și primul, primul mitropolit de al țării românești. Vedeți ce îmbinare frumoasă și cum lucrează părinte Dumnezeu în viața Sfinților. Sfinții știm cu toții că sunt prietenii noștri, sunt colaboratorii noștri pe drumul mântuirii, sunt marii noștri mijlocitori. Sunt rugătorii noștri, chiar despre Sfântul Iachin și troparul său spune că este lucrător al virtuților și păzitor al poruncilor și al dreptei credințe, și în același timp rugător pentru sufletele noastre. Deci, iată care este rolul Sfinților. Rolul unui Sfânt în viața noastră trebuie să fie determinant și de aceea mă mir foarte mult cum unii contestă rolul sfintelor moaște sau al sfinților în viața noastră, când de fapt noi ar trebui să-i socotim. Asta să până îl fiind... cunosc, pe Sfânt. Absolut. că sunt unii dintre oameni care o vreme au, au, contestat și credința și pe Dumnezeu și sfintele moaște și icoanele și mai apoi le-a părut rău pentru că au avut cum să îl cunoască. După ce au făcut cunoștințele da. Părut, da. <laughs> da. Și de aceea spun că sfinții sunt prietenii noștri, iar Sfântul Iachin de Vicina a avut o activitate extrem de intensă Frumoasă, profundă în arhipăstorirea acestor regiuni. Iată, un punct de un nod în istoria, practic, a, a bisericii. Noi numim că, na, este o filă de istorie din istoria Bisericii Ortodoxe Românești. Deși, iată, Iachint a păstorit în două locuri care, atunci, administrativ vorbind, cum ați și spus, aparțineau diferitelor cum, cum punem problema că, de fapt, este un mitropolit român? Punem problema că este un mitropolit român pentru că, dacă ne raportăm la contextul istoric, trebuie să știm că tatăl lui Basarab, Basarab I, al domnitorului Basarab I, Tihomir, a început unirea cnezatelor și a voievodatelor. Apoi, în urma bătăliei de la Posada, Basarab I a reușit să dea o identitate statală Ungrovlahiei, țării românești. Deci, țările române practic își cunoșteau într-un fel identitatea, identitatea statală. Exact, exact. Iar Nicolae Alexandru Basarab a adăugat, dacă mi este permisă formularea, biserica din perspectivă instituțională, prin Sfântul Iachim de vicina acestei entități statale. A statare. fost o mare bucurie și o oportunitate pe care a folosit-o, da, la Absolut, absolut aceste entități statale. Și iată cum există îmbinarea dintre Politica administrativă și de gestionare a treburilor curente într-o țară, într-o entitate statală, într-un stat și instituția divino-umană numită biserică. Nu prea îmi place termenul de instituție, dar acest caracter divin ca în societate o putem numi. Exact, da? exact. Ați completat foarte bine ca funcționalitate, dar uh, și Sfântul Iachint a fost într-o permanentă colaborare cu Nicolae Alexandru Basarab, cu fiul lui Basarab I, care l-a și dorit ca mitropolit, având din această perspectivă o activitate laborioasă, extrem de intensă, în sensul de a coresponda cu patriarhia ecumenică a Constantinopolului. Domnitorul țării românești a cerut în repetate rânduri patriarhului ecumenic al Constantinopolului ca Sfântul Iachint să fie aici numit mitropolit, să fie arhipăstor, să păstorească, să fie ierarhul de aici. Și evident că această solicitare a fost aprobată de către Patriarhul Calist I, apoi și Filotei Cochinos a mers pe această direcție și iată cum Sfântul Iachint de Vicina a venit să păstorească această Mitropolie a Dar Nu chiar când a cerut Nicolae, ci când a vrut Dumnezeu. Când exact, a... <laughs> când exact, -a... Exact, exact, da. Când, uh... Solicitările au fost făcute anterior pentru da. că uh, Nicolae era asociat la domnie încă din 1345 și a început solicitările, dar Mitropolit a venit Sfântul Iachin de, vic de vicină abia în 1359. Deci, iată că aveți mare dreptate. Numai când vrea Dumnezeu se să să împlinesc lucrurile noi cerem, Dumnezeu dispune. <laughs> Bun. Aici, la vicina, făcea parte din ce biserică? Sub ce... Știm că orice scaun chiriarhal ține de un, de un, de un, sinod superior. Aceasta, acesta a fost și avantajul constituirii noii mitropolii, Faptul că s-a putut produce astfel ruperea față de uh, Târnovo, Târnova, de da, abso absolut, la Sud de Dunăre. La sud de Dunăre da, și racordarea, ralierea la Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului. A Ace Aceasta înseamnă că s-a căpătat astfel o identitate și, în același timp, s-a intrat în legătură profundă cu Patriarhia Reper Ecumenică a Constantinopolului. Noi trebuie să spunem că, în secolul XIV, existau două patriarhii, una a Ungariei, cea care a fost constituită prin Ștefan Dușan, adică și cealaltă bulgară, care se opuneau ambele, într-un fel, patriarhiei ecumenice a Constantinopolului. De aceea au fost dispute extrem de pronunțate pe această temă, până când și aceste patriarhii s-au transformat în mitropolii și au revenit la patriarhia ecumenică, la patriarhia mamă, să spunem, de unde să-și cunoască această călăuzire. Se știe că era o foarte puternică, o foarte pronunțată influență romano-catolică. Era o foarte pronunțată tendință ca să fie racordați cei de altă credință, cei care ortodoxi, în special la romano-catolicism. De aceea întâlnim și o, o scrisoare a lui Papa Grigorie al ix -lea. mi se pare că de pe la 1324, în care vorbea despre falși episcopi, referindu-se la episcopii, episcopii ortodoxi evident este formularea lui, adică încercând da, da. să se producă această racordare și făcând așa o asociere peste timp, trebuie să tragem concluzia următoare că întâlnim într-un document al Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului adresat domnitorului Nicolae Alexandru Basarab, în care întâlnim formularea de a Făcută la adresa, la adresa domnitorului Basarab, de a refuza să se racordeze la orice tendință schismatică sau eretică. Adică, să nu cumva să îndrăznească să abandoneze principiile, dogmele și, ceea, și credința ortodoxă. Ortodoxe. Iată, cu câtă uh, confluență am putea spune de opinii și de crez se uh, realiza relația dintre Patriarhia ecumenică Constantinopolului și Domnitorul Țării Românești și implicit bineînțeles această relație mijlocită de Sfântul Iachint de Vicina Mitropolit al Țării Românești. Așa că să nu ne imaginăm că păstrarea acestui bastion ortodox reprezentat de Mitropolia Ungrovlahiei, păstrarea dreptei noastre credințe, păstrarea credinței ortodoxe a fost un lucru simplu nici de cum. S-au dus lupte argumentative extrem de puternice, extrem de pronunțate. Uh, practic, trebuie să spunem că Sfântul Iachin de Vicina nu a venit ca mitropolit al Ungrovlahii așa pe un, într-un pustiu sau pe un tărâm uh, părăsit. Biserica avea o organizare no, și știm încă din Dobrogea, din secolul 6 că biserica avea o organizare instituțională. Vorbim de secole 13-14 în care de asemenea Exista o organizare instituțională a bisericii, deci Sfântul Iachim de Vicina a venit pe un tărâm cât de cât consolidat, dar pe care l-a întărit mai mult, mai adânc și mai profund totodată. Și îmi vin în minte versurile marelui poet Lucian Blaga, care spunea, sapă frate, sapă, sapă, Până când bani. vei da de apă. Sapă, frate, sapă, sapă, până dai de ștele în apă. Iată cum noi dăm de înălțime în adâncurile ortodoxiei românești. Da, tare frumos. Mulțumim că ne-ați, întâi de toate, ne-ați creonat foarte bine situația politică, administrativă și, iată, nu numai a statului, cât și a bisericii din acea epocă. Asta ca să ne facem și noi o impresie mai clară despre ce a însemnat părăsirea scaunului de la Vicina și poposirea aici, la, la Curtea de Argeș, lucru, na, benefic pentru Biserica Ortodoxă Română, pentru cursul istoriei Bisericii Ortodoxe Române. Vom vedea în ceea ce urmează cu Părintele ce a făcut aici Sfântul Iachint de la Vicina, venit la Curtea de Argeș. Acum cred că ar fi bine să, să, să vorbim de Iachint de la Curtea de Argeș și de aici încolo, pentru că, na... Vorbim. el rămâne în istoric ca fiind Iachint de la Vicina, dar uh, cele pe care le vom vorbi vor fi despre Iachim de la Curtea de Argeș de acum, nu? Da, absolut. Ce a făcut aici la Curtea de Argeș Sfântul iachind? Deși nu erau vremuri ușoare, deși în vremuri tulburi, iată că Sfântul Iachim de la Curtea de Argeș, cum frumos i zis, <laughs> Și-a pus amprenta, într-o manieră hotărătoare, într-o manieră decisivă, pe instituționalizarea ierarhiei și a organizării bisericii în Ungrovlahia, în noua mitropolie a țării românești. A pus bună rânduială. Absolut, a pus bună rânduială ordine, adevăratul determinism, în Duhul Adevărului. Urmând ceea ce a spus Mântuitorul Hristos, Eu sunt calea adevărului și viața, iată că Sfântul Iachind a adus acest adevăr din perspectiva implementării lui, a punerii lui în practică în țara românească. Și cât de importantă este colaborarea părinte pe care a avut-o cu domnitorul, pentru că Nicolae Alexandru Basarab l-a susținut în ceea ce a făcut. Și apoi și domnitorul Vladislav I l-a susținut la fel în ceea ce a făcut. Și trebuie să spunem că această activitate pastoral-misionară a Sfântului Iachim de la Vicina n-a rămas la nivel de clișeu lingvistic sau de formulă utilizată când trebuie să caracterizăm un sfânt. Nici de cum. A căpătat nuanțe practice profunde. Ce a făcut? În primul rând, a consolidat, a reabilitat, a întărit, a construit mănăstiri, biserici și a hotărât ca să se consolideze și să se cristalizeze o viață monahală mult mai adâncă, a, aici, mult mai profundă. Da. Este extraordinar de frumos. Avea nevoie de un ajutor în sensul ăsta. Absolut, avea nevoie de un ajutor și acest ajutor a fost primit de la Sfântul Nicodim de la Tismana, care a venit ca să organizeze viața monahală în țara românească. Iată colaborarea cu Sfântul Munte, cu Muntele Atos. Și există opinii care susțin că Sfântul Iachind de la Curtea de Argeș, mi-a plăcut cum i-a spus, a avut o relație de prietenie chiar cu Sfântul Grigorie Palama, cu cel care este principalul promotor al Isihasmului și al rugăciunii inimii Doamnei Iisuse Hristoase, Fiului lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Apropo, vorbind cu iubiții noștri telespectatori, poate practicăm această rugăciune, măcar câte un sfert de oră dimineața și seara, pentru că este meniu duhovnicesc. Părintele Teofil Părăian spunea că este hrana sufletului și recomanda fiecărui credincios să spună când își amintește această rugăciune. Bineînțeles, putem lua binecuvântare de la duhovnic, dar să ne înscriem pe un drum al rugăciunii. Așadar, revenind, Sfântul Nicodim de la Tismana a ajutat mănăstirile de la Curtea de Argeș, Sfântul Nicolae Domnesc, iată o mănăstire importantă de la Câmpul Lung. mănăstirea Tismana, Vodița, mănăstirile Bolintin-Deal, Bolintin-Vale, mănăstirea din Târgoviște, Cozia, deci foarte multe mănăstiri, titorii pe care, exact, de... care, care s-au făcut și mai vreau să subliniez în acest context colaborarea extraordinară care a fost între Mitropolia Ungrovlahiei și implicit între țara românească și mănăstirea din Sfântul Munte, mănăstirea Cutlumuși, Cutlumuș. din Sfântul Munte Atoș, Atos. Și mi-amintesc că domnitorul Vladislav I. a pus și o condiție starețului Hariton de la mănăstirea Cutlumuși spunându-i că pentru călugării români care pleacă acolo trebuie să se creeze un regim de viață idioritmic și nu cenovitic. Să facem distinția pentru telespectatorii noștri. Mm -hmm. În momentul, o... în, în momentul în care se intră într-o mănăstire, se Dumnezeu. duce o viață de obște. Ești închinoviat și trăiești alături de ceilalți frați, adică împarți cam totul în acea mănăstire, mergi la masă împreună cu ei, la slujbe împreună cu ei, ai aceeași, intri într-o rânduială împreună cu ceilalți. E, pentru că lugării români s-a cerut o prezență ușor distintă în acel cadru monahal, nu că ei n-ar fi făcut parte din rânduială, Doamne ferește, dar pentru a putea prezerva, păstra un specific național și a putea ține legătura cu Mitropolia Ungrovlahiei, unde să se poată întoarce și să ajute cu experiența lor. Și iată cum Vladislav I a obținut de la starețul Hariton acest regim de viață idioritmic, deci idioritmic înseamnă o ușoară independență pe care o ai ca și monah într-o mănăstire, deci s-a obținut acest regim și iată că monahii români s-au folosit foarte mult și au venit să ajute și în țara românească. Condiția a fost pusă pentru ctitoriile pe care avea să le facă la și. Da, da. Și susținerea consolidării mănăstirii. Da. Bun. Revenim la Curtea de Argeș, unde ne-am bucurat de venirea aici și a Sfântului Iachind. Și care, iată, n-a venit cu mâna goală, l-a adus el și pe Nicodim, și am văzut ce minunății au făcut împreună. Până când a trăit și către finalul vieții, mi-a plăcut, ați punctat înainte de emisiune, ați descoperit într-un articol o corespondență care spune foarte mult despre, nu despre conducătorii biserici, cât despre viața sfântă a conducătorilor bisericii din epocă și, mă rog, și de atunci și de astăzi, nu sunt doar niște conducători de instituții divinomare. Spuneați că termenul e un pic cam rece și aveți dreptate. Însă mi-a plăcut acea corespondență de care vorbeați, care, pare, care arată faptul că de fapt acolo sunt oameni sfinți și nu doar conducători. Absolut și pe mine m-a impresionat. Vreau însă înainte să mai subliniez un aspect pe care uh, l-am omis pentru că și din, și din pricina bucuriei și a plăcerii omiți câteodată unul unele aspecte îmi face o mare bucurie dialogul cu Sfinția voastră și cu respectatorii noștri și vreau să subliniez că Sfântul Iachint uh, de la Vicina, de la Curtea de Argeș a hirotonit preoți numeroși pentru biserici de mir, pentru mănăstiri, i-a susținut pe călugări și a mai făcut un lucru foarte important a avut grijă și de românii din Ardeal, trimițându-le preoți misionari, hirotoniți, care să poată să țină aprinsă și sure. să țină vie flacăra ortodoxiei. Iată și a, cum, românismului, și -a da. românismului. Iată cum s-a îngrijit de leagănul spiritualității noastre, care este biserica, și într-o zonă, în Transilvania, în Ardeal, unde românii erau însetați după credința străbună, după credința strămoșească și flămânzind după această credință, evident că Dumnezeu, prin Sfântul Iachin de la Vicina, le-a dat hrana de care oamenii aveau nevoie, deci le-a trimis preoți care să le împărtășească din cuvântul lui Hristos. Sfântul Iachin de la Vicina a trăit până în anul 1372 și m-a impresionat foarte mult o scrisoare pe care i-a adresat-o Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului, pentru că, spre finalul vieții, fiind extrem de neputincios, Sfântul Iachint nu se mai putea prezenta la reuniunile sinodale, la întrunirile care erau Cirești, da. la Constantinopol. Nici Domnitorul Vladislav I nu, nu i-a mai permis să meargă, tocmai pentru că îl proteja, din dorința de a fi protector cu el, din dorința de a-l apăra, ca nu cumva și chiar spun documentele, să fie ucis pe drum, să-i se întâmple ceva sau din pricina slăbiciunii sale să aibă foarte mult de suferit. Și pentru că nu s-a putut prezenta la aceste reuniuni, evident că din partea Patriarhiei Constantinopolului a fost trimisă o comisie care să încheteze ceea ce se întâmplă în Mitropolia Ungrovlahiei, să investigheze, să verifice dacă lucrurile sunt în ordine. Și ca să vedeți, bunătatea Sfântului Iachin de la Vicina, profunzimea și adâncimea lui, ce credeți că a făcut în această scrisoare adresată Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului, îl propunea ca mitropolit în locul lui pe cel care a venit să verifice activitatea sa în țara românească, în Mitropolia Ungrovlahiei. Vă dați seama Everest, de everestul dragostei, al iubirii, al generozității și, -a smerenii și -a al smerenii la care ajunsese Sfântul Iachint de la vicina. Și încă ceva în momentul în care a scris această scrisoare, i-a transmis Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, chiar folosind expresia aceasta, îmi simt sufletul săgetat Asta știind era... că nu ții cont de căruntețile bătrunețelor mele, pentru că am o suferință care mă istovește, am o suferință grea și vreau ca rugăciunile Sfinției tale să-mi fie pavăză, în această suferință și în plecarea mea din această lume și îmi doresc să înțelegi bătrânețile mele neputincioase și să prețuiești căruntețele acestor bătrâneți. Iată cum Sfântul Iachim de la Vicina avea smerenia necesară, dar și amplitudinea intelectuală și sufletească, spunând, tot în acest text se precizează, mă doare sufletul, îmi simt sufletul săgetat să știu că ai avea ceva împotriva mea, îi spunea Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului. Deci vrea să, fie, vrea să fie împăcat cu toată lumea, mai ales cu cei superiori din perspectivă ierarhică, pentru că se știe în Biserica Ortodoxă, ascultarea. și ați făcut multe emisiuni pe tema asta, slavă lui Dumnezeu, ascultarea este una dintre virtuțile esențiale. Care mântuiește, da. O compară Sfinții cu postul, cu rugăciunea și o poziționează mult deasupra acestora și asupra, și peste post și peste rugăciune ascultarea este definitorie însă, da aș vrea să dăm puțin mai multă valoare acelui aspect din corespondență care dă nota aceea de sfințenie teribilă Sfântului Iachint faptul că năzuia la rugăciunea celui care, iată trimisese comisiei dar nu neapărat dintr-o suspiciune cât dintr-o neștiință și dintr-o dorință de a se clarifica absolut, de a vedea lucrurile, de a clarifica lucrurile, da, clarific de -a... La, ca lucrurile pentru că neștim ce era responsabilitatea patriarhului ecumenic să afle cum și de cât prin cercetare se putea face lucrul acesta cercetare care în sens duhovnicesc are cu totul altă conotație decât cea pe care o folosesc astăzi cei care cercetează și vor să afle astăzi sunt total departe de cei ce mă duc să cercetez pe fratele meu să văd în ce situație se află. Este același cuvânt, dar nuanțele și semantica aproape la poli opuși. E un sens total diametral opus, da. 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 Și această cercetare are în primul rând în vedere caracterul duhovnicesc. Atunci cuvântul de a cerceta se identifica cu grija Față de fratele tău, mă duc să-l cercetez, adică să-l întreb de ce ar avea nevoie sau cu ce, ce exact, aș putea să-l Exact, cu ce aș putea să-l ajut, cum aș putea să-l sprijin, nu mă duc cu rol de închetă, de inchizitor, de dorință Procuror de a-l cerceta. Exact, exact de a-l inhiba, de a-l face să fie introvertit, de a avea dorința să-l inferiorizez. În niciun caz, exista această cercetare alăuntrului celuilalt. În primul rând, în primă instanță, cu împlinirea vocației duhovnicești. Și această cercetare, dacă îmi permiteți formularea Părinte, s-ar identifica în zilele noastre cu ceea ce psihologii numesc empatie. Adică să știi să te pui în pielea celuilalt. Iată că teologia avea mult mai de mult ceea ce alte științe descoperă puțin mai târziu. Așa, nu, așa o numeau iubirea apropiului. Și de aici, cu toate. <laughs> Absolut, cu toate consecințele. Și ați subliniat foarte corect un lucru, apropo, de Sfințenia Sfântului Iachint, se baza pe rugăciunile ah. celui uh, superior din perspectivă ierarhică. De ce? Pentru că și ar trebui să înțelegem cu toții acest lucru. Unde este episcopul, acolo este biserica. Episcopul primește deplinătatea harului filieră apostolică vine în determinare, în ordine apostolică și nu contează numele episcopului sau persoana lui, ci plinătatea harului și suntem datori să prețuim fiecare erarh al bisericii. De aceea ierarhia în biserică are un rol determinant pentru că ea a plecat de la apostoli, a continuat cu sfinții de mai târziu, cu episcopii care au fost și așa în biserică a existat o rânduială. În Biserica lui Hristos nu e haos, nu există dezordine, nu există indeterminism, nu există nimic neantizat, nimic supus uh, pierderii în detalii nesemnificative. În Biserica iubirii, în Biserica mântuirii sufletelor noastre, în Biserica luminii de dincolo de lumină, există ordine ierarhică. Există rugăciunea celui mai mare pentru cel mai mic, dar există și rugăciunea Cine? unuia pentru altul tot. și a celor mai mici pentru cel mai mare? De ce noi la fiecare Sfântă Liturghie pomenim erarcul Ia. locului ca să facem cumva vreun mof sau vreo plăcere unui episcop? Nici în de cum. De în suflet. niciun caz. De e de o datorie tot. de suflet și față de Cel care ne-a hirotonit, care și-a pus amprentă, o amprentă esențială în viața noastră. Vorbesc de cazul meu dacă Dumnezeu nu lucra prin înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie, mai puteam să vă vorbesc acum din această calitate aici și să ne întâlnim cu Părintele la această emisiune? Nu mai aveam cum. Iată cât de important este rolul episcopului în viața bisericii și ar trebui să fie în viața fiecăruia dintre noi. Și încă un lucru vreau să subliniez aici important, să știți că suntem datori să ne purtăm ierarhul în rugăciuni, nu pentru că este trebuința a lui neapărat, ci pentru că noi ne împlinim menirea de a ne ruga pentru arhipăstor ca Dumnezeu să-i dea cuvânt plin de înțelepciune și în același timp să-i facă și mai rodnici, rodnice rugăciunile pe care oricum el le face pentru noi. Pentru că arhiepiscopul, episcopul, erarhul în general, răspunde pentru fiecare suflet este care trece pe lina. la el. Și e mare lucru să ținem la erarhii noștri și să formăm o veritabilă comuniune. Asta se întâmpla și atunci între Iachin și patriarhul său și faptul că năzuia la rândul la rugăciunea patriarhului său ne arată nouă starea lor duhovnicească, pentru că nu exista doar o legătură instituțională eu sunt mitropolit, tu ești patriarh, trebuie să vin la sinod, trebuie să discutăm problemele administrative. Te supui necondiționat și... Da, da, nu, pur și simplu. Erau mai mult decât atâta. Nezuia unul la rugăciunea celuilalt. Avea nădejde că pentru rugăciunea celuilalt îi va fi mai bine sufletului său sau trupului, că vorbim iată și de o suferință acolo la, la Iachint, într-adevăr, însă peste toate cu nădejdea că sfințenia și a unia și a altuia servesc celuilalt. Ei, asta nu doar în vremea aceea. Am făcut vorbire de acest lucru pentru că, da, îndrăznesc, am curajul să-l scot puțin către finalul întâlnirii de astăzi pe Părintele din, din subiectul propus pentru că se leagă cu cele actuale ale, zilei, ale zilelor noastre. Acum două zile, patriarhul nostru, într-o predică firească, cred că știți unde mă duc deja, da, da. Da, a relatat auditoriului creștinilor întregii țări un episod de unii cunoscut, de alții mai puțin cunoscut ce s-a petrecut în 1989, atunci când Dumnezeu și sfinții săi au fost cumva defăimați. Un patriarh a vorbit de ce s-a întâmplat cu un sfânt. A adus o bucurie cum Dumnezeu a îndreptat anumite lucruri petrecute cândva. Astăzi se dau niște chei diferite de a înțelege această, acest mesaj total necuminți pentru că lipsește sfințenia. Cum ar trebui să înțelegem într-o sfințenie firesc, noi creștinii, acest mesaj al Patriarhului și poate cum înțelegem și noi astăzi, într-un mod firesc și sfânt, vor învăța și alții să priceapă simplu, curat și profund acest mesaj. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, mai ales că a survenit și această întrebare, părinte, este una... Eram sigur că ne preocupă pe toți și este una care m-a. am văzut sufletul și mintea și zic, Andras îndrăznesc. Da, mă provoacă în sens pozitiv și chiar mă captivează să răspund la o astfel de întrebare, pentru că este necesar să ne exprimăm o părere atunci când chiar e trebuință pentru așa ceva. Eu, în primul rând, vreau să spun că m-am simțit foarte reprezentat de predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel asta da predică și cuvânt uh, pe care le-a avut în mare parte și în alt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie care a relatat timpul, același da. episod din 89 era student în București chiar l-a relatat, uh, relatat același episod iar Preafericitul Părinte Patriarh Daniel n-a făcut decât să sublinieze rolul vital pe care Sfinții îl au în ființarea, în existența, în ontologia, în viața unei națiuni. Și a vrut să spună foarte frumos că în relația cu Sfinții, așa cum ei ne ajută și ne susțin, ne iau pe brațe, ne duc înaintea tronului Sfintei Treini, în relația cu Sfinții spuneam, avem datoria să fim politicoși, să fim condescendenți, să-i prețuim și să ne aplecăm asupra lor. Când Sfânta Parascheva, de exemplu, a ajutat Moldova și a ferit-o de epidemii, de ciumă și de boli foarte grave în istorie, și în al doilea război mondial a păzit și Iașul de bombardamente în mare parte. Deci când Sfânta Parascheva a făcut toate acestea, nu i-am mai cerut buletin de Iași sau legitimație de Moldova. Când Sfântul Dimitrie a apărat Bucureștiul de toate conjuncturile negative, nu l-am mai legitimat. Și iată că acum, îi legitimăm pe oameni și le interzicem să ia legătura cu Sfinții. Ori aceasta nu este o poziție care să intre în firescul lucrurilor. De aceea, în acest context, Prea Părinte Patriar Daniel și în prea sfințitul Părinte Mitropolit Teofan anterior și în prea sfințitul Părinte Teodosie aici au avut poziții foarte pertinente, concludente și vedeți, aici este paradoxul. Ei au relatat niște episoade, ceea ce s-a întâmplat în istorie, un episod al istoriei recente. Au sărit oameni care tot timpul au ca preocupare să lovească în biserică, să atace, interpretând în fel de fel de maniere aceste afirmații. De ce nu le luăm ca atare? Asta Că sunt simplu. episoade clare, istorice, Asta. relatate. da. De ce trebuie să ne revoltăm? Vedeți cum vicleniile de multe ori... Ale tranziției spirituale. Meftine, până la urmă, pentru că. Da. Da. Acum vă mărturisesc ce mi-a trecut prin cap și mie atunci când am auzit reacția. Ne-am bucurat de, de. Mă rog, unii, am șt unii știau, unii nu știau acest episod. Oricum, ne-am bucurat când am, am aflat momentul de îndreptare, de. de. de uh, Dreptate făcută Sfântului Dimitrie până la urmă, nu în 1989. Și poporului român, implicit, și poporului noastră, da. Dar asta nu se, e firesc ce s-a întâmplat și atunci tu, dacă o iei în nume propriu, înseamnă că tu te pui pe picior de egalitate cu cei care, din au făcut rău Sfântului Dimitrie? Te identifici cu ei? Te se identifici da. cu ei. Și atunci, de ce oare ai, ai reacția asta? nu trebuiau să reacționeze cu nimic decât dacă într-adevăr se simțeau cu musca pe căciulă, dacă se simțeau cumva potrivnici lui Dumnezeu și Sfinților. Ori Patriarhul nu a spus nimic de genul acesta, nici vreun episcop, doar au relatat aceste episoade dacă tu te identifici cu potrivnicii lui Dumnezeu sau ai bisericii și ai astfel de demersuri, atunci ești îndreptățit să-i puțin să, să te aperi să... Considerându-te un adversar al bisericii Da, atunci te înțelegem da. Și atunci, na, vedem ce se va întâmpla Și mai este ceva, un scurt lucru Mai vreau să adaug Totuși, sunt ierarhii bisericii Începând cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române din câte știu eu, la ultimul recensământ s-a adeverit că suntem 86% ortodoxi. Eu chiar așteptam o reacție să fie clară din partea ierarhiei noastre: Oare chiar nu mai au dreptul la niciun cuvânt, nici ierarhii noștri? Adică, în momentul în care vorbește un ortodox, un preot ortodox, un episcop ortodox, fie îl încadrăm la discriminare, fie îi spunem că e agresiv, fie spunem că nu știu cum a interpretat. Dar când toți ceilalți, atacă, biserica trebuie să suporte. Vedeți? E o injustiție umană. Numai că Dumnezeu nu poate fi păcălit cu chichițele avocățești acestei lumi. Asta e, că și, biserica nu e doar o instituție sau o sumă de oameni. Exact, și Dumnezeu știe lui Dumnezeu. care e dreptatea veritabilă. Și ce ne zice Hristos? Nu te teme, turmă mică, pentru că porțile iadului nu vor birui biserica mea. Și e biserica lui Hristos și a noastră deopotrivă, dacă ascultăm și credem în ce ne-a zis Mântuitorul Hristos. Și credem cu convingere acest lucru. Da, cu îngăduință așa de final ca și rugăciune adusă Sfântului am să citesc Condacul al 13 lea din Acatistul Sfântului Iachim de la Vicina, care mi se pare tare tare bun de dialog cu prietenul, sfântul, cu mijlocitorul nostru către Hristos. O Sfinte Ierarhie Iachint, cel care ai, făcut, ai fost întâiul mare păstor duhovnicesc al țării românești, rogute lui Dumnezeu, celui întreime slăvit, să ne izbăvească de robia păcatelor, de necazuri, de boli și de primești ca viețuini creștinește, să ne învrednicim de împărăția cerească și să cântăm împreună cu tine, lui Dumnezeu. Aliluia! Să ne fie de folos, Doamne ajută i biscă din și mulțumim Părintelui Sterian că eu vă mulțumesc pentru ne-a încântat astăzi, ne-a ne mai luminat încă un om care nu vede lumina, dar care poartă lumina. Iată, ne-a mai adus un pic de lumină. Și mai așteptăm să mai vină cu lumină și altă dată. Să fim cu bucurie, emisiuni. cu drag, mai ales că se apropie nașterea Soarelui Dreptății, care este răsăritul mântuirii noastre și ne vom mai întâlni pentru că m-am simțit foarte bine și vă simt aproape pe părintele și pe dumneavoastră din credincioși și iubiți prietenei acestei emisiuni. Așa că rămâneți aproape de această televiziune și de această emisiune cu încărcătură duhovnicească specială. Dumnezeu să vă ajute în tot! Să rămână. Doamne, ajută să ne fie de folosit biscă din